spus că în lunga mea viață nu am întâlnit o singură persoană care să-mi facă o impresie mai profundă și să-mi lase pentru totdeauna o pecete, ca să zic așa, definitivă. Să vă spun cum s-a întâmplat. M-am logodit foarte tânăr, aveam numai 20 de ani și eram logodit cu o tânără camaradă de universitate, o franțuzoică, dintr-o familie foarte catolică și pe vremea aceea, deci suntem în 37, biserica era mai severă, ca să zic așa, și nu accepta ca să existe nuntă în cele două biserici. Adică eu m-aș fi mulțumit ca să existe, deci, o slujbă și la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică, nu a fost posibil. Și era cât pe acest răzticel o bădna și maică mea a găsit o soluție. Ea era oarecum rudă cu Monsignor Chica, fiindcă bunica mamei era sora lui Ion Chica și Monsignor Chica, pe care multă lume nu știe, era Chica din două părți, adică din Chica din Moldova, în linie paternă, și Chica din Muntenia, prin bunica lui, adică prin mama mamei sale, care era, deci, hai să spunem, ruso-belgeano, Blavambert, Moret de Blavambert, Blavambert pe românește. Și mama mamei sale, deci, era născută Chica și era verișoara bunicii mamei mele. Deci se cunoștea. Și mama mi-a zis că mă duc să-l întreb pe părintele Vladimir dacă găsește însă o soluție. Și Vladimir mi-a spus că este foarte simplu. Eu am o permisiune de la Papa ca să slujesc în ambele rituale. Și deci facem slujba pe românește, însă într-o bisericuță și lunga s-a petrecut, deci într-o biserică, trebuie să spun, dar din punct de vedere național era destul de straniu. M-am căsătorit într-o bisericuță rusească, dar greco-catolică, de la Paris. Și Monsignor Chica telefonată, telegrafează-mi la București ca să trimită un aghiazma ta și el ne-a contus slujba pe românește, așa că am împăcat și data și vata, cel puțin aparent, făcând o slujbă românească, însă acceptată de Papa. De atunci l-am întâlnit foarte des pe părintele, pe Monsignorul Chica și trebuie să spun că era un om cu totul extraordinar. Mai din toate studiile pe care le-a făcut, el n-a fost preot decât totul la maturitate, pe la vârsta de 40 de ani, făcuse diverse facultăți, era doctor în medicină și de o inteligență, de o subtilitate intelectuală extraordinară. Și ceea ce era de asemenea ciudat, era strania combinației la dânsul între o mare mândrie de neam, adică totul faptul că cobora din voivozii Chica, nu îl lăsa indiferent. De când a petrecut luni de zile odată la Viena, pentru ca să copieze nativele de la Viena, ce se întâmplase cu strămoșul său, Grigoraș Cobodă Chica, pe vremea când a fost prizonat, nu prizonier, când din potriva a trădat pe turci ca să meargă la austrieci și a stat an de zile la Viena sperând că se va începe războiul între austrieci și turci. Și când a văzut că împăratul nu se hotărăște, el în fond a plecat din nou la Constantinopol, cel care a supărat îngrozitor pe împărat care îi botezase fiul cu numele lui și dacă asta este un amănunt destul de, cum să spun, aproape amuzant, din toate cărțile se spune că Grigorașul Chica a fost făcut prinț al Sfântului Imperiu, dar în momentul când el a fugit de la Viena și a dus din nou la Constantinopol, el a fost șters din cartea, așa că nu-i găsește Chicurești în cartea de aur a noveltei acelui Imperiu, Sfântului Imperiu, Și în același timp, simplitatea lui profundă, era învățat
al vizitei proști în Japonia. Noi o personalitate de o complexitate absolut extraordinară și faptul că eu l-am cunoscut pe urmă la București din anii 39-40, deci în preajma dezastrului, ca să zic așa, și l-am întâlnit foarte des, multe din mărturisirile lui sunt pasionante, încerca de pildă să mă convingă, dar nu cumva să mă las ispitit de spiritism. Și mi-a povestit niște lucruri extraordinare întâmplate în domeniul spiritismului. Și aș putea să vă povestesc multe lucruri. L-am întâlnit foarte des în 39-40, când eu făceam la București teza de doctorat în drept de la Paris, și el se stabilea la București, făcea în așteptarea acestui dezastru care era să vină, și pe care l-a acceptat în mod eroic și cu spirit de, cum s-a spus de la început, în spirit de martiriu. Încă o dată eu aș dori foarte mult ca să fie recunoscută de papalitate sfințenia lui, fiindcă nu am cunoscut în viața mea de la lungă cineva care să poată fi comparat ca complexitate și ca punitate cu Monsignorul Vladimir. Vă mulțumesc!